Un urs a atacat o fermă întreagă și a omorât aproape 50 de miei care ar fi trebuit sacrificați pentru Paște. Președintele CJ Harghita Ceababorboi atrage atenția că animalele sărbatice nu se mai sperie de gardul electric. Discutăm mai multe cu președintele CJ Harghita. Se află acum într-o legătură telefonică directă cu noi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru posibilitate. Care sunt problemele cu care vă confruntați acolo? Eu cred că și mulțumesc domnului ministru Tanțuș-Bornă că a reușit să facă și să ia niște măsuri, dar se pare că problema este atât de gravă în județul Harghita și numărul exemplarelor de urși a crescut atât de exponențial încât nu au spațiu de viață, pentru că urșii nu vânesc, deci nu vânează în grupuri, ci individual, și pentru fiecare urs trebuie câte un teritoriu semnificativ și teritoriul județului Harghita nu s-a mărit. Chiar teritoriul împădurit s-a mărit cu 17% în ultimele 10 ani, dar nici asta nu a fost de ajuns. Și acum foarte mulți urși s-au habituat. Asta înseamnă că au învățat comportamentul omului, deja știu cum să treacă peste un gard electric și, din păcate, la 50 de metri de la o casă al unui gospodar din comuna Strimonești, sat Cadaciu Mare, a omorât 24 de miei și restul până la 50 oi. Și este o pagubă imensă pentru acești gospodari, pentru că la noi în județul Harghita fermierețul este fermieret montan cu numai câteva capete de animale. Deci chiar s-ar putea, mâine o să ajung și eu acolo, dar s-ar putea ca tot ce s-a construit această familie în ultimii 10-20 de ani să fie luat de urs. Da, cum s-a schimbat viața localnicilor odată cu înmulțirea necontrolată a urșilor? Deci foarte mulți au lăsat fermieritul tradițional și de aceea acum se împădurează tot teritoriul unde înainte se păscau oile, vacile, și au o temere foarte mare. Deci acum eu cred că toate măsurile care sunt luate și toate încă nu sunt de ajuns. Deci trebuie să fie susținut. Și chiar acum câteva săptămâni când s-a dat știrea cea mare pe posturile naționale că a semnat Ministerul Agriculturii pentru politica comună agricole, am văzut cu nedumerire că iarăși au lipsit toate măsurile de prevenție, de compensare, de pregătire a fermierilor, care se putea să fie făcut din bani europeni. Din păcate, România nu a accesat astfel de fonduri, până când celelalte țări, Finlanda, Suedia, Slovacia au accesat, și eu cred că aici, deci nu este de ajuns ca numai domnul Tanțuș-Bornă și UDMR-ul să se ocupe cu această problematică, ar trebui să fie o aliniere națională și chiar ar trebui să încercăm să ne facem înțeles la Bruxelles că aici la noi chiar viața copiilor este în primejdie, pentru că ursul care intră într-o curte poate să se întâlnească și cu un copil. Da, problema urșilor nu e nouă, mai ales în zona aceea Harghita, Covasna, se cunoaște foarte bine faptul că sunt multe animale care pot pune gospodăriile și viața oamenilor în pericol. Spuneți că ați discutat cu Tanțuș-Bornă, ce măsuri s-au luat până acum? Deci domnul ministru a făcut foarte mult. Deci am început de la minus infinit când a preluat acest portofoliu domnul ministru, pentru că, din păcate, în 2016 guvernarea Cioloș deci sunt modificări legislative, acum așteptăm, așa a zis domnul ministru, că trebuie să apare în câteva zile numărarea urșilor, capetele de urși, după aceea vor fi luate încă noi măsuri, dar eu cred că aceste măsuri trebuie să fie urgentate. Ar presupune ca să fie un management cinegetic. Deci unde nu este problemă de dispariție a unui speciu care este pe lista Habitat al Uniunii Europene, acolo poate să fie un management cinegetic. Deci ar trebui să fie reintrodus managementul cinegetic. Cum am zis, ar trebui să fie primit bani și din politica comună agricolă. Deci ce presupune exact, să fie clar pentru toată lumea, managementul cinegetic? Da? Deci se poate calcula că, nu știu, județul Harghita are un teritoriu de 6.000 de metri, kilometri pătrați. Se poate calcula aici cam câți urși poate să trăiască bine, mersi și foarte fericiți. Și cu restul ce este face? Peste, ori trebuie duși în acele județe din țară unde nu există, deci urși, da? Ori trebuie să fie prin management cinegetic,
să fie posibil vânați, pentru că asta este ca și copacul, deci este o resursă regenerabilă, pentru că acum urșii obișnuiesc să aibă, să nască 3 pui sau 4. Da. Aveți un orizont de timp în care această problemă ar putea fi rezolvată? Cum? Aveți un orizont de timp în care aceste măsuri ar putea fi luate? Deci depinde de consensul societății. Deci eu așa văd că într-un an s-ar putea ameliora foarte mult, dar dacă în continuare vor fi dispute și vor fi certuri, s-ar putea să prelungească și chiar vom avea foarte mult de pierdut. Da, vă mulțumesc foarte mult!